Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii ProVite. Emisiunea de astăzi este dedicată Zilei Mondiale a Osteoporozei, marcată în fiecare an la data de 20 octombrie. Ne bucurăm să avem alături de noi pe doamna profesor universitar dr. Ionela Pașcanu, șeful disciplinei de endocrinologie din cadrul UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș, alături de care vom discuta în minutele următoare despre această afecțiune, cum o putem preveni, dar și care sunt modalitățile de diagnostic și tratament. Bună ziua, doamna profesor! Bine ați venit alături de noi și vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre! Bună ziua! Mulțumesc și eu de invitație, în special în această zi în care toată lumea medicală încearcă să atragă atenția, să tragă un nou semnal de alarmă asupra acestei afecțiuni. Doamna profesor, pentru început, vă rugăm să ne spuneți ce este osteoporoza. Da, într-adevăr, definiția este destul de clară, e clasică deja. Înseamnă o reducere a masei osoase, asociată sau nu, cu o modificare și de structură, de arhitectură osoasă. Nu se pierde numai masa osoasă, ci se modifică puțin și structura. Și ca atare, în acest context, osul își pierde rezistența, devine extrem de fragil, devine ușor de rupt la orice traumatism care, în mod normal, nu ar fi dus la o fractură. Ca să înțelegem puțin mai bine, aș vrea doar să subliniez două aspecte, și anume că osul nostru nu este un organ inert, cum am crede, ci este un organ foarte activ, permanent, sunt celule care degradează osul, care îl resorb, cum numim noi, și celule care îl formează la loc. Între aceste două celule trebuie permanent să existe un echilibru, ori de câte ori se întâmplă ceva pe o parte sau pe cealaltă, vom avea o pierdere, cum spuneam, de masă osoasă și, în consecință, această afecțiune. Cum se manifestă osteoporoza și de ce este numită ea o boală silențioasă? Într-adevăr, multă lume consideră că este o boală tăcută, o boală silențioasă, pentru că până la apariția complicațiilor acestei afecțiuni nu sunt manifestări clinice. Ceea ce numim complicații este, în general, fractura de fragilitate. Cel mai des apare la nivelul coloanei vertebrale, la nivelul colului femural, deci șoldului, și la nivelul radiusului, adică a mâinii. Într-adevăr, odată ce apare această complicație, apar și durerile, apar deformări, apar dizabilități și sigur că poate cea mai invalidantă este de departe, trebuie menționat și subliniat încă din start, această fractură de șold, o fractură care se însoțește de un grad mare de dizabilitare. Practic, o treime, o jumătate din pacienții care suferă astfel de fractură nu își mai recapătă mobilitatea, devenind de multe ori o povară pentru familie. Ne puteți spune cum depistăm osteoporoza? Sunt două lucruri pe care vreau din start să le subliniez. Prezența unei fracturi de fragilitate înseamnă osteoporoză. Dacă ai fracturat alunecând în casă sau căzând de la aceeași înălțime, de pe picioare, înseamnă că ai o fractură de fragilitate. Dacă la o radiografie banală radiologul spune că o vertebră este tasată și tu n-ai știut de acest lucru, înseamnă că ai o fractură de fragilitate. Prezența acesteia, indiferent de orice altceva, înseamnă osteoporoză. Asta poate că lumea nu este conștientă, dar extrem de important de subliniat. Sigur că noi, ca medici, întotdeauna ne dorim să depistăm osteoporoza înainte de apariția acestei fracturi. Și pentru asta avem diferite modalități, dintre care, de departe, cea mai cunoscută, cea mai aplicată și considerată peste tot în lume standard de aur în diagnostic este examinarea DEXA. O examinare cu raze X, foarte puțin iradiantă, care ne dă o densitate mineral-osoasă, pe care apoi o raportăm la populația tânără și o prezentăm ca un scor pentru a fi foarte clar de interpretat și ușor de interpretat pentru toată lumea. Mai sunt și alte metode, cum este ultrasonografia calcaneană, total neinvazivă, însă nestandardizată, adică nu există criterii clare și o folosim mai degrabă ca și screening,
Și, de asemenea, vreau să subliniez încă o metodă prin care putem să ne dăm seama dacă pacientul are sau nu osteoporoză, foarte la îndemâna medicilor de familie, studenților, chiar și publicului larg, se numește FRAX. Pur și simplu, într-un browser pe internet dați cuvântul FRAX Sheffield, este locul unde a fost dezvoltat de către OMS, acest algoritm extrem, extrem de simplu, care ia în calcul o serie întreagă de factori de risc, pentru că, cum vreau să subliniez pe parcursul întregii mele prezentări, osteoporoza nu este despre DEXA, osteoporoza este despre fractură și riscul de fractură. Și acest algoritm, FRAX, este extrem de util și iarăși vreau să subliniez că există date pentru România, deci trebuie să selectați România pentru că toate acești factori de risc care sunt luați în considerare sunt evaluați din punct de vedere al epidemiologiei fracturii de șold în fiecare țară în parte și deci și România are date despre acest lucru și ca atare ele trebuie folosite. Cam acestea ar fi modalitatea prin care putem diagnostica osteoporoza. Care sunt persoanele care prezintă un risc mare de a dezvolta osteoporoza? Da, în primul rând vorbim de femeile la menopauză sau de lipsa estrogenelor din altă cauză. Menopauza este un lucru fiziologic, adică se întâmplă la toată lumea. Se însoțește de o reducere importantă a nivelului de estrogeni. Estrogeni sunt hormoni care asigură o serie întreagă de aspecte benefice pentru sexul feminin, de la os, la inimă, la aspectele ce țin de sănătatea sistemului nervos central, toate sunt influențate pozitiv de acești hormoni. Când funcția ovariană se oprește odată cu menopauza sau uneori prin intervenție chirurgicală, nivelul acestor estrogeni scade și prin aceasta se dă cumva liber celulelor care fac acea degradare osoasă să acționeze, să lucreze mai intens. Și de aici această pierdere osoasă care se însoțește uneori de osteoporoză. Aceasta ar fi unul dintre factorii de risc, dar mai sunt mulți alții. Fumatul, alcoolul în exces, anumite medicamente și în special aș sublinia rolul glucocorticoizilor, adică a preparatelor de cortizon, indiferent cum sunt folosite, cum sunt luate, tablete, inhalații, soluții nazale, soluții tegumentare chiar. Sunt foarte multe persoane care folosesc astfel de unguente, unii cu indicații, alții, din păcate, fără. Ei, prin toate aceste modalități, cortizonul ajunge în sângele nostru și apoi în os, unde are exact același efect ca lipsa estrogenilor. Apoi vorbim de o serie întreagă de afecțiuni, cum sunt poliartrita reumatoidă, cum este diabetul zaharat, boli endocrine, hipertiroidia sau excesul de hormoni tiroidieni, hiperparatiroidismul și foarte multe altele. Acești factori de risc vor fi evaluați de medicul curant pentru a stabili exact riscurile pacientului. Organizația Mondială a Sănătății a identificat osteoporoza ca reprezentând o problemă de sănătate, o problemă majoră de sănătate publică. Ne puteți spune care este prevalența acestei boli în țara noastră? Așa este. Toată lumea e de acord că odată cu îmbătrânirea populației devine tot mai evident osteoporoza o boală de al populației, o problemă de sănătate publică. Datele din România sunt de prin anii 2013-2014 și au arătat că aproximativ 20-30% din femeile peste 50 de ani, deci la menopauză, au această afecțiune. Deci una din 5 femei, cam 6% din bărbații peste această vârstă, de asemenea, au osteoporoză și sigur că aceste date sunt cumva similare cu cele pe care le găsim în Europa. Ceea ce diferă însă este prevalența fracturii de șold, cea mai severă complicație, cum de altfel am mai discutat, și care variază de la o țară la alta.
Țările nordice, de exemplu, au una dintre cele mai ridicate prevalențe. Noi suntem undeva pe la mijloc, împreună cu celelalte țări din centrul, sudul și estul Europei. Cât este de important stilul de viață în prevenirea acestei boli? Într-adevăr, e mult mai ușor să previi decât să tratezi și aici întotdeauna insistăm. Toată lumea cred că este conștientă în legătură cu aspectele de dietă, vitamina D și calciu. Eu aș insista în primul rând asupra exercițiului fizic. Eu l-aș pune pe primul loc. Și este din ce în ce mai clar pentru toată lumea științifică că, de fapt, vorbim de un complex musculoscheletal. Nu putem scoate osul din contextul în care se găsește în organismul nostru, deci trebuie să-l luăm permanent ca o unitate împreună cu tot sistemul muscular. Un sistem muscular hipoton, care obosește ușor, care nu poate să facă efort fizic, un om care nu poate să facă efort fizic, va cădea mai ușor, va fractura mai ușor. Deci acest lucru este foarte important. În plus, toată lumea crede că osteoporoza este boala vârstnicului și că se manifestă doar la menopauză. Nu este așa. Sunt tineri care au osteoporoză pe de-o parte, iar pe de altă parte există câțiva factori care contează foarte mult în acest aspect, și anume așa numita masă osoasă maximă sau capitalul osos maxim pe care îl dobândim în timpul vieții și care este undeva la sfârșitul pubertății. Deci contează foarte mult ce faci în copilăria mică și contează foarte mult mai ales cum se desfășoară pubertatea la timp, fără să fie întârziată, fără să fie prelungită. Contează foarte mult aportul de calciu și de vitamina D, nu numai la vârstnic, ci și la momentele pe care le-am menționat. Și atunci e la fel de important, deci, efortul fizic. Pe lângă acestea, cum spuneam, calciu și vitamina D. Cam 1200 de miligrame de calciu pe zi are nevoie o femeie la menopauză, la fel ca și bărbatul de vârstă peste 50 de ani. Asta nu înseamnă că trebuie să luăm calciu, 1200 de miligrame, ci să fim foarte conștienți că acest calciu se găsește și în alimente și eu nu sunt deloc promotoarea suplimentelor de calciu, decât dacă este nevoie, dacă ai calciu scăzut în sânge. Altfel, din alimentație, foarte mult ne putem lua într-un mod mult mai natural, mult mai sănătos, necesarul zilnic. Altceva este când vorbim de vitamina D. Prea puține putem lua din alimente, din păcate, așa că suplimentarea este extrem de importantă. Minim 800 de unități pe zi la femeia în menopauză. Acum, cu toată pandemia, toată lumea vorbește despre vitamina D și se recomandă chiar doze mai mari, pentru că se pare că pe lângă efectele benefice pe os, are și efecte foarte bune pe imunitate, reducând și riscul de a contacta acest virus sau de a face o formă mai puțin severă dacă îl contactezi. Deci, insist pe suplimentarea cu vitamina D, preparatele de calciu doar dacă este nevoie și la recomandarea medicului. Și, desigur, evitarea fumatului, a alcoolului în exces, o serie întreagă de măsuri care par banale, dar sunt extrem de utile și care trebuie să ne preocupe, mai ales pentru vârstnici. Evitarea unor covorașe care alunecă, unor obstacole, consult oftalmologic periodic, evitarea unor medicamente care pot să provoace amețeli. Toate acestea pot conta pentru că, până la urmă, trebuie evitată și căderea. Doamna profesor, în continuare aș dori să vă întreb care sunt posibilitățile de tratament. Tratamentul este unul extrem de complex și permanent avem molecule noi care intră în uzul de zi cu zi. Vreau să mai subliniez o dată faptul că preparate de calciu și vitamina D sunt preparate care se folosesc în prevenția osteoporozei, nu neapărat în tratament. Deci trebuie să le ia și persoanele care n-au osteoporoză, dar trebuie să constituie și suplimentarea pacienților care au deja osteoporoză. Tratamentul, practic, constă din două mari clase de medicamente. Primele și cele mai cunoscute sunt așa numitele antiresorptive, adică medicamente care împiedică degradarea, adică
acțiunea acelor celule care tot timpul degradează osul. Dintre ele, cele mai cunoscute sunt bifosfonații, alendronatul, rizendronatul, ibandronatul, acidul zolendronic. Sunt de foarte mult timp pe piață, sunt de peste 25 de ani, au foarte multe studii în spate, dovezi ferme, certe că sunt eficienți și sigur că sunt folosiți pe scară foarte largă. Poate că recent au apărut câteva aspecte legate de unele posibile reacții adverse, care chiar cred că au fost puțin exagerate. Mă refer la riscul de așa numită osteonecroză de mandibulă, pe care eu personal, din experiența recentă, consider că ar trebui să o discutăm mult mai în amănunt cu colegii noștri medici de medicină dentară, pentru că mult prea frecvent se întrerupe tratamentul fără să ne consulte, fără să fim consultați. Și sigur, aceasta nu e o decizie unilaterală, ci pentru binele pacientului este o decizie de care trebuie să ținem cont și de aspectele legate de osteoporoză. Această osteonecroză indusă de medicamente este destul de rară, de fapt, și ca atare lucrurile trebuie tranșate mai clar între medici. Pacientul este, din păcate, totdeauna la mijloc, dar noi trebuie să comunicăm între noi ca specialități mult mai frecvent. Un alt medicament din aceeași clasă este denosumabul, recent aprobat și pe lista de gratuitate, practic din iunie anul acesta, deci pacienții pot beneficia de gratuitate. Este cu un mecanism diferit de bifosfonați, este un medicament biologic, ceva mai scump, care acționează într-un alt mod, dar de principiu tot inhibă resorția. Apoi mai este terapia de substituție hormonală sau medicamentele care seamănă cu estrogenii și acționează cam la fel pe os. Se folosesc în anumite circunstanțe în primii 10 ani de la menopauză. Au căzut într-un fel într-o disgrație la un moment dat, dar acum, sigur, medicul poate considera oportună pe o anumită perioadă de timp și acest medicament. Și mai avem marea clasă sau foarte importantă clasă a medicamentelor care acționează pe acele celule care formează osul, care îl fac la loc, nu neapărat doar inhibă degradarea. Se numesc anabolizantele și la acest moment în țară avem un singur preparat, numește teriparatidum. El se folosește doar 2 ani peste tot în lume. Are un ușor dezavantaj pentru că necesită injectare zilnică, dar e foarte ușor de învățat pacientul să-și autoadministreze și avem mulți pacienți care au beneficiat de acest tratament. Sperăm și la alte medicamente, sunt deja 2 aprobate și de către FDA și de către EMEA, pe care încă nu le avem în țară, dar care sper în curând să intre în arsenalul nostru terapeutic. Ce ne puteți spune despre programele naționale de sănătate care asigură tratamentul acestei afecțiuni, dar și de impactul pandemiei? Da, într-adevăr, există un program național de osteoporoză. El se referă mai mult la bifosfonați și la preparatele active de vitamina D. Îl derulăm și noi în clinică. Sunt persoane care, dacă îndeplinesc anumite criterii de severitate, pot să intre în acest program. Mai avem și un program prin care dozăm 25-hidroxivitamina D, adică markerul din sânge care ne spune dacă persoana respectivă are aport suficient, adică ia destul vitamina D din suplimente, din alimente, sau trebuie să administrăm mai mult. Acesta ar fi programul național, iar, cum spuneam, teriparatidumul este gratuit, denosumabul de anul acesta de asemenea gratuit, dar, practic, prescrierea o face doar medicul endocrinolog sau reumatologul pentru denosumabul. Ambele specialități pot să-l scrie. Deci există posibilitatea și se poate opta și pentru medicamente foarte bine compensate sau chiar gratuite. În cursul pandemiei am fost într-adevăr puși în poziția de a folosi foarte multă telemedicină.
lucru care n-a fost neapărat un lucru rău, pentru că ne-a ajutat să înțelegem că acest mod de a face medicină este viitorul și va fi parte integrantă din activitatea noastră și pe mai departe, sunt absolut convinsă. Ne-a ajutat și pacienții osteoporotici, care sunt pacienți vârstnici, au apreciat mult că nu au mai trebuit să vină neapărat la fiecare prescripție și că au putut beneficia de o rețetă transmisă direct farmaciei, unde ei să se ducă să își ia medicamentul. Acest lucru a fost posibil în perioada de carantină și a fost o soluție, pot să zic, excelentă, care sper eu să mai continue și dacă nu vom mai avea această pandemie. Într-adevăr, în aceste luni n-am inițiat foarte multe tratamente pentru că pacienții trebuiau să vină la o evaluare completă pentru unele medicamente. Acum, încet, încet, reîncepem. Eu cred că ne-am făcut datoria din punct de vedere al continuității tratamentului pacienților, dar pentru pacienții care au necesitate inițiere, va trebui să mai lucrăm puțin la aceste aspecte. Pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, aș dori să vă întreb ce recomandări aveți pentru populație și totodată ce mesaj doriți să transmiteți cu ocazia Zilei Mondiale a Osteoporozei. Eu revin, pentru că până la urmă cred că am atins cam tot ce mi-am dorit să spun în această emisiune, revin asupra importanței prevenției. Cred că activitatea fizică încă de tânăr și ulterior, pe tot parcursul vieții, va aduce multe beneficii și în prevenție acesta este, cred, cel mai important mesaj, alături, evident, de o dietă și de suplimentarea cu vitamina D. Legat de tratament, vreau să subliniez importanța comunicării, nu numai între specialități, ci și între medic și pacient. Aceasta cred că este soluția ideală de a crește complianța, aderența pacientului, adică pacientul trebuie să fie convins de medic, de tot ce îi spune acesta, că medicamentul pe care i l-a recomandat este bun, trebuie să vină cu încredere, trebuie să fie o relație reciprocă, de respect și de încredere, cum spuneam, și acest lucru, sigur, va aduce numai beneficii acestor pacienți. Vă mulțumim foarte frumos pentru întreaga discuție și pentru toate recomandările pe care le-ați oferit în această emisiune și vă mai așteptăm și cu alte ocazii la Provite, la OMFST Live. Mulțumesc și eu! Și vă mulțumim și celor care ne-ați urmărit în această seară. Nu uitați că puteți revedea oricând emisiunea pe pagina de Facebook a Universității, dar și pe site-ul live.mfst.ro. Până data viitoare, toate cele bune și multă sănătate! La revedere!